Salutare, dragii mei! Așa cum am spus data trecută, vom vorbi despre rupția dinților și prima vizită la medicul ortodont. Rupția dinților, cum spuneam, începe la vârsta de 5-6 ani, fie cu molarul de 6 ani, fie concomitent și cu apariția incisivilor definitivi. Este foarte important să mergeți la stomatolog la vârsta de 5-6 ani copilul nostru, deoarece perioadele de erupție pot să difere, dinții definitiv pot să erupă în diverse malpoziții, să fie rotați, să fie strâmbi, să nu existe spațiu pentru dinții definitivi, deoarece există o discrepanță, pot să existe o discrepanță între dimensiunea maxilarelor și între dimensiunea dinților, pentru că putem să moștenim dinții de la un părinte, maxilarele de la celălalt sau de la bunici și atunci dinții definitiv nu vor avea spațiu. Poate să existe o discrepanță între viteza de creștere a maxilarelor și viteza sau rupția dinților definitiv. Și de asemenea, pot să apară înghesuiri sau malpoziții. Este important să vă prezentați la medicul stomatolog, iar acesta vă va indica dacă aveți nevoie de un consult și la medicul specialist ortodont. Medicul specialist ortodont este specializat în îndreptarea dinților. El va observa dacă există neconcordanțe între vârsta copilului, erupția dentară sau dacă este nevoie să poarte un aparat dentar de la vârsta de 6-7 ani. Dacă va fi nevoie de un aparat dentar, trebuie să explicați foarte bine copilului pentru ce este necesar, să-l convingeți că este pentru binele lui, pentru zâmbetul lui frumos, să încercați să-l motivați, să îi arătați că și alți copii poartă. Toate acestea îl vor face să accepte mult mai ușor tratamentul în cazul în care este nevoie. Data viitoare vom discuta despre mijloacele de igienizare și cum să ne spălăm mai bine pe dinți. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și plină de zâmbete vă doresc!